Înainte să reintroducem puțin tema, cred că sunteți câțiva care n-ați fost data trecută, corect? Tema era, tema de casă, să citiți în oglindă, acum vă aduceți aminte, da? Geneza 1 și 2 și Apocalipsa 21 și 22. Pentru că am spus la data respectivă că aceste capitole sunt capitole, primele două, din care păcatul nu este încă, lipsește din toate patru. În primele două păcatul încă nu-i prezent și în ultimele două deja este rezolvată problema lui. Și multe lucruri din Geneza 1 și 2, practic, de fapt, zic eu, lucrurile care n-au ajuns să fie împlinite, nu numai alea, dar mai ales cele care n-au ajuns să fie împlinite, sunt împlinite în Apocalipsa 21 și 22. Pentru că planul lui Dumnezeu este unul veșnic și El îl duce la îndeplinire. Ok? Chiar dacă ni se pare câteodată că știu eu altceva, dar Domnul duce la îndeplinire. Vorbim despre faptul că în Cuvântul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu este una din temele majore. De altfel, cineva spunea, este ca o axă sau un ax, cum vreți să-i spuneți, pe care toate celelalte teme sunt brodate, sunt agățate, de care se țin toate celelalte. Și dacă vă uitați la Domnul Iisus Hristos și citiți Vechiul, Noul Testament cu asta în minte, veți vedea că Domnul Iisus Hristos a vorbit aproape neîncetat, direct sau cumva indirect, dar tot despre împărăția lui Dumnezeu. Și foarte, foarte mult a vorbit despre aceasta. De asemenea, dacă vă uitați mai departe în Faptele Apostolilor, Pavel spune când merge în Efes, unde a petrecut multă vreme, și când este cu ei pentru ultima dată, Pavel le spune că le-a vestit tot planul lui Dumnezeu și zice, aici între voi, în mijlocul cărora am vestit împărăția lui Dumnezeu. Și în alte locuri tot despre asta este vorba. Și am zis noi, dacă Domnul Iisus Hristos a fost interesat de împărăție, dacă Pavel a vorbit și apostolii după aceea au vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, atunci de ce noi nu vorbim despre ea? Oare cumva, și un gând înfricoșător ăsta aproape, mireasa lui Hristos, biserica lui Hristos, care trebuie să ducă mai departe ceea ce el a început, să fi pierdut mesajul lui de bază? Nu e așa că e un gând care nu i-a plăcut deloc? Să se fi întâmplat lucrul acesta, să ne fi prins alte lucruri, să ne fi luat alte lucruri și să fi uitat de lucrul acesta. Haideți să vedem puțin cum stau lucrurile și dacă vreți să colaborați cu mine și astăzi, data trecută ați colaborat cu mine bine, haideți să vedem. Am zis că la ora asta nu mai prea sunt în lume împărății așa cum erau atunci și de aia, poate și de aia, imaginea noastră despre ce înseamnă împărăție nu este chiar atât de clară. Da? Dar am zis că împărăție și după Dex și ca definiție, împărăție este un domeniu, un teritoriu care este impactat sau este influențat de voința sau de dorința unui împărat, care impune asupra teritoriului lui și asupra poporului care locuiește acolo voința lui, dorința lui, despre cum lucrurile trebuie să fie făcute și despre cum merg lucrurile. Data trecută am spus o listă mai lungă cu componente ale unei împărății, îs mai multe, repet și acum, dacă cineva dorește, am ceva scris în direcția aceasta, pot să vă trimit notițele acestea, sunt multe citate acolo și mai multe definiții pe care nu avem timp și nu ne permitem să le spunem aici pe toate, dar o împărăție are trei elemente de bază și acestea sunt voi acum. Împăratul, clar, teritoriu și popor, cetățeni, da?
cumpărat, teritoriu, cetățeni. Da? Sunt trei elemente care caracterizează orice împărăție. Fără unul dintre ele este greu să existe o împărăție. Știți că la ora asta există un popor în lume și neliniștit tare poporul ăsta care n-are teritoriu. Știți? Știți cine sunt? Curzii. Curzii. Puteți citi mai mult. Se spune că sunt unul din popoarele vechi despre care Domnul a prevestit lucrul acesta, dar citiți voi mai mult. Și am zis data trecută că pentru a înțelege planul lui Dumnezeu, pentru a înțelege și a avea o privire de ansamblu, a avea imaginea mare, poza mare, cum se spune, da? Ca să nu fie ca un puzzle din care ne uităm și noi adesea. Din păcate, la ora asta avem câte o bucățică și ne concentrăm asupra unei bucățele din puzzle, dar nu vedem exact poza mare. Și atunci de aia, câteodată, cu alții care au altă piesă, pretindem același loc și ne împrâncim și ne împingem unii cu alții să ne punem piesa în poza mare acolo unde trebuie, dar noi nu avem imaginea mare și atunci nu știm unde vine piesa noastră. Am zis că începem cu începutul și vom vedea că de la început intenția lui Dumnezeu a fost, și vă rog să rețineți lucrul acesta, intenția lui Dumnezeu a fost ca împărăția sa invizibilă să o facă vizibilă, să aducă pe pământ cerul, dacă vreți, să-l aducă pe pământ și să facă vizibil ce e acolo, pentru creație, pentru lumea vizibilă. Și pentru aceasta, vom vedea și dățile următoare, Dumnezeu a avut un model pe care nu l-a schimbat. A ales un om, în cazul nostru primul om, din care a vrut să dezvolte un popor care să-i poarte numele, care să trăiască după planul lui și care să extindă stăpânirea lui și domnia lui vizibilă aici pe tot pământul, pe toată planeta, pentru că în cele din urmă, nu-i așa, noi care citim Scriptura, voi care citiți Scriptura știți că în cele din urmă Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea, starea după voia lui Dumnezeu. Amin. Și Domnul asta a vrut la început. Și am tras o linie lungă așa pe tablă data trecută și am zis că primele două capitole din Geneza, ca să înțelegem, am zis, ca să înțelegem planul lui Dumnezeu, noi de multe ori plecăm de la Geneza, hai că îl pun tot aici, aici e 1 și 2 și aici e 3. Da? Până aici 1 și 2 și de aici încolo e 3. Noi plecăm de la Geneza 3 și în Geneza 3 deja omul are o problemă. Deja omul este păcătos, omul a păcătuit în Geneza 3. Și noi plecăm de la rezolvarea acestei probleme, rezolvarea problemei păcatului, de iertarea păcatelor. Însă până acolo sunt două capitole în care practic Dumnezeu își dezvăluie planul său și ce vrea să facă. Aici începe planul lui Dumnezeu. Și apoi sunt alte două și despre astea vorbeam, Apocalipsa 21 și 22, în care ceea ce dorește Dumnezeu se împlinește. Aici, dacă vreți, este împlinirea a ceea ce nu s-a împlinit aici, a ceea ce a întrerupt căderea în păcat. Dar ce a fost aici? Și am zis că veșnic, da? La începuturi, de la început, nu știm ce a fost aici. Nu știm ce a fost aici. Da? Dar știm că Dumnezeu este veșnic, da? Și mai știm că împărăția lui, o să scriu de împărăția Domnului ca să fie mai simplu, da? Și împărăția lui este veșnică. De ce este veșnică împărăția? Pentru că împăratul e veșnic. Și spuneam data trecută, amintiți-vă întotdeauna acest principiu. Acolo unde este împăratul, este împărăția. Acolo unde este împărăția,
este și împăratul. Deci, dacă vrei să-l vezi pe împărat, dacă vrei să știi unde e împăratul, caută împărăția. Identifică-o, vezi unde este și acolo e împăratul. Acolo e împăratul prezent. Chiar, o mică paranteză, stăteam și meditam cântând cu voi la, cum sunt versurile alea, ajutați-mă, Duhul Sfânt vino sau coboară, vrem voia ta, domnia ta, aici ca și în ceruri. Ok. Întrebare. Vrem cu adevărat? Dacă în momentul acesta s-ar întâmpla acest adevăr și spre asta tindem, asta dorim cu adevărat, vă dați seama câte lucruri s-ar schimba. Pentru că dacă Domnul e acolo și dacă voia Lui se împlinește în totalitate și dacă El acolo, nu spui, Doamne, stai un pic că mă duc, că mă cheamă prietenul afară. Stai un pic să mă duc până la Mesopotamia să mănânc un... Sucevenii știu Mesopotamia, clujeni încă nu prea. Stai un pic, mă înțelegi ce zic, da? Concentrarea noastră ar fi mult mai puternică, dedicarea noastră ar fi mult mai puternică, am fi mult mai... Asta nu înseamnă mai când e excelent cântecul, extraordinar. Doamne, adu-l în ființă. Amin. Da? Dar aici unde e Dumnezeu, e împărăția Lui. Da? În mod normal, acum, aici, noi suntem o enclavă a împărăției Lui. Adică un teritoriu al împărăției Lui și populație și împăratul ei slăvit să fie El. Da? Și îl înțelegem în felul acesta. Însă aici, până la creația, cum se zic aici? Geneza 1, da? Până aici, în momentul creației, împărăția aceasta este invizibilă. Dumnezeu este Duh. Aici lumea duhovnicească, da? Și atunci, Dumnezeul invizibil, Dumnezeul nevăzut, care este dragoste? Și spuneam, natura dragostei este să dăruiască, să se dăruiască. Și Dumnezeu, Tatăl iubește pe Fiul în Sfânta Treime, în Trinitate, în dumnezeire. Tatăl iubește pe Fiul, Fiul iubește pe Duhul, Duhul iubește pe Tatăl. E o dragoste desăvârșită. Însă dragostea aceasta desăvârșită vrea să se dăruiască și să găsească, să-și creeze un recipient, un primitor al acestei dragoste care s-o dea înapoi. Și are loc creația și Dumnezeu îl creează pe om. Îl creează pe om. Se întâmplă aici un lucru care va schimba restul veșniciei. Dumnezeu aduce în ființă, din inima Lui, din dorința Lui. Atenție, Dumnezeu n-a avut nevoie. Ei, Dumnezeu nu are nicio nevoie, dar a dorit să aducă în ființă un alt, pe altcineva care să fie, să semene cu El. Și Dumnezeu, spune Scriptura, l-a creat pe om după chipul său, da? Chipul și asemănarea lui, și l-a creat ca să stăpânească peste creație. Da? 1 și 2, două roluri, două sunt însărcinări majore. Ce înseamnă ca omul să poarte chipul lui Dumnezeu? Înseamnă că Dumnezeul invizibil, Dumnezeul nevăzut, devine vizibil în om. Înseamnă că omul aici poartă trăsăturile chipului Dumnezeu. Și am spus data trecută că aici este vorba, Dumnezeu l-a dotat pe om cu ceva ce nu au celelalte chestiuni, ființe create, cu personalitate. Adică Domnul i-a dat minte ca să poată gândi și să-L poată înțelege, i-a dat inimă ca să poată iubi și să poată simți și i-a dat voință ca să poată voi la fel ca Domnul. Și cu acestea
Da? Dotat fiind Adam cu acestea, Adam gândește ca Dumnezeu, Adam simte ca Dumnezeu, Adam voiește ca Dumnezeu. Și în felul acesta, în grădina Edenului, este armonie. Da? Am zis atunci Shalom, sau Shalom descrie interacțiunea dintre Dumnezeu, om, creație perfectă în care lucrurile sunt desăvârșite. Și asta era situația din Eden. Bun, acum veți zice ce are asta cu împărăția. Iată ce are. Avem aici. Cine este stăpânul? Cine e împăratul? Dumnezeu, da? Teritoriu avem? Unde se întâmplă toate aceste lucruri? Într-o grădină sădită în Eden. Atenție! O grădină sădită în Eden. Da? Așa scrie Scriptura. Da? Da? De dragul simplității zicem în Eden. Da? Edenul este teritoriul. Cine este populația? Deocamdată este Adam și în el se scrie Eva. Știți cum aș scrie mai degrabă? Adama. Eva, eu zis Adam după aia, da? Ați văzut și în Cornilescu scrie Isha la subsol, da? Sunt două părți. Diferența dintre ele, două părți ale aceluiași întreg, da? Pentru că, practic, atunci când Dumnezeu zice, și în capitolul 11 a creat parte bărbătească și parte femească, Eva nu era arătată atunci, era în el. Era în el, da? Dar era acolo, da? Și atunci aici este populația, Adam și Eva, da? Soția lui, cum vreți, da? Și atunci, iată împăratul, iată teritoriul, iată populația. Ce avem aici? Putem spune că avem prima manifestare vizibilă a împărăției invizibile a lui Dumnezeu? Amin? Aici este prima manifestare și am să scriu vizibilă pentru că e important asta. Prima manifestare vizibilă a împărăției lui Dumnezeu. Dacă vreți să spunem așa, este și îi... Da? Dacă ăsta e pământul, planeta, este undeva, se spune că undeva prin zona Irakului de astăzi a fost în grădina. Oricum, tot cu titlul de informație și paranteză doar, pământul de acum este total diferit de cel de atunci. Știți asta, da? Dar știți că nu o spun eu ca așa, ci scrie. Știți unde scrie? Petru, fratele Petru spune că în adins se fac că nu știu, cei care zic că nu mai vine Domnul și nu se împlinesc promisiunile, în adins se fac că nu știu că odinioară era un pământ scos din apă și cu ajutorul apei, da? Iar cerurile și pământul de acum, vi se par diferite astea? Da? Cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru foc, pentru ziua aceea de judecată. Da? Deci nu știm, nu avem idee. Știm că a fost o grădină așezată în Eden, avem anumite elemente, dar nici nu ne interesează așa de mult asta. Știm că aici, dacă vreți, din punctul acesta de vedere, era primul teritoriu vizibil al cerului. Sau dacă vreți, primul cer pe pământ. Primul cer pe pământ. Aici, în grădina Edenului. Ok, deci, aici totul este în armonie. Între, avem pe Domnul Dumnezeu, da? Avem creația și avem omul. Și am spus că între Dumnezeu și creație, între creație și om. Între om și Dumnezeu este armonie perfectă. Lucrurile sunt așa cum trebuiau să fie, totul aici,
Totul aici, în acest teritoriu, se desfășoară după voia lui Dumnezeu. Fiecare vietate, fiecare viețuitoare, tot ce era acolo avea din belșug. Avea tot ce îi trebuia, astfel încât nu trebuia leu să pape mielul, da? Sau așa mai departe, nu trebuiau sacrificate alte ființe pentru susținerea altora, pentru că fiecare avea din belșug. Era o stare care ar fi putut să continue și să continue și să continue fără a avea nevoie de altceva din afară. Totul bine și frumos. În situația aceasta, da? În situația aceasta, cu omul purtând chipul lui Dumnezeu și stăpânind peste creație, dar nu cu pumn de fier, ci asigurându-se că administrează cum trebuie creația sau asigurându-se că ea, creația, funcționează așa cum a intenționat Dumnezeu, în situația aceasta Domnul dă o poruncă. Și Domnul spune în Geneza 1:28, spune omului ce trebuie să facă. De aici, zice, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și spuneam că Domnul a intenționat ca ființe ca ei, cu aceeași stare de neprihănire, dacă vreți, pentru că neprihănirea e dreptate înaintea lui Dumnezeu, că ei erau creați bine. Omul era creat după voia lui Dumnezeu, da? În aceeași stare, ei trebuia să crească, să se înmulțească și la un moment dat tot pământul să fie plin cu neprihănirea lui Dumnezeu, să fie plin cu starea după voia lui Dumnezeu. Și aici se leagă lucrurile frumos cu ceea ce se spunea la închinare. Vă sugerez un autor, o autoare, Landa Kopp. Este în românește, cartea se numește Modelul Vechiului Testament, Old Testament Template. Este și un site unde puteți să o căutați. Landa spune, vorbește extraordinar despre lucrurile acestea, Landa spune ceva de genul acesta și vă rog încercați să prindeți ideea. Diversitatea lui Dumnezeu și felul în care sunt lucrurile. Landa spune, Dumnezeu a zis, mergeți în toată lumea, înmulțiți-vă și formați culturi diferite. Formați triburi, formați comunități, formați împărății, culturi diferite, dar care au același scop. Care au același scop. Prindeți ideea. Dumnezeu nu-i, era să zic chinez, dar nu vreau să fiu, da? Creativitatea este fantastică. El este extraordinar de diversitate. Da? Închipuiți-vă cum ar fi ca acum Rusia, Statele Unite, China, Iranul, care mai sunt ăștia belicoși, Israelul, Siria. Închipiți-vă că toate aceste țări ar avea în mintea lor doar binele propriului popor pentru proslăvirea lui Dumnezeu. Vă puteți închipui așa ceva? Nu, că mintea noastră nu poate duce așa ceva. Dar la început, hei, la început așa a fost. La început așa a fost. Deci, duceți-vă și voi chinezilor, fiți așa cum sunteți voi, cu personalitatea voastră, cu caracteristicile voastre, dar în tot ce faceți să-L proslăviți pe Dumnezeu. Voi, rușilor, iubim noi tare. Ah. Da, mă înțelegeți ce vreau să spun. Da, poate că nu vreți să mergem așa departe. Închipuiți-vă cum ar fi ca toate comunitățile Domnului actualmente să aibă același scop și să n-aibă concurență între ele și să nu se compare unele cu altele și să n-aibă decât scopul să îi împuternicească pe oameni
să îl proslăvească pe Dumnezeu și să facă lucrul acesta în milioane de feluri diferite. În milioane de feluri diferite. Și să nu te uiți că la școala biblică muzica e tare și dacă stai în fața boxelor îți tremură singurul rinic care îl mai ai. Și să nu te uiți și să nu comentezi că la Casa Tâmplarului e întuneric și fum și lumini. Ok? Am fost duminică și mi-a plăcut. De-aia știu. Și să nu te uiți că la Caleb, când am fost la închinare, atunci am stat în fața, cred că scuburile de bas acolo în față, nu? Și blugii mei așa făceau. Fizic, nu? Când bum, bum, așa tremura. Să nu spese de lucrurile astea. Să nu spese. Și zici, slavă Domnului! Aleluia! Bun! Faceți așa, dați înainte! Pentru că nimic altceva nu vrem din toate astea decât proslăvirea lui Dumnezeu. Hei, așa a fost la început. Așa a fost la început. Și știți ce? Domnul ne duce iar acolo. S-ar putea ca unora să nu le placă. Eu sunt foarte convins că dacă nu schimbă Domnul niște lucruri absolut esențiale prin noi, unii vor face răscoală în cer. Nu va dura mult, după ce ajung acolo și ceva nu le va plăcea. Cu siguranță și vor fi supărați. Da? Dar nu asta contează, contează că Domnul asta a intenționat. Da? Și a zis, Adam, asta facem. Și cred eu, nu scrie lucrul ăsta decât îl trag ca și concluzie, cred eu că dacă lucrul acesta s-ar fi întâmplat, hai să văd dacă voi credeți așa, când întreg pământul ar fi fost plin cu neprihănire și cu slava Domnului, atunci Domnul ar fi venit și ar fi dus în cer pe toți. Așa ați citit în Geneza 21-22. Eu nu cred așa. Eu cred că Domnul ar fi venit și ar fi locuit cu ei. Cartea așa se termină. Cartea. Tronul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului sunt în noul Ierusalim. Pe pământul nou. Și acolo va fi. Dar, deci aici, înainte să trec mai departe, aici avem ideea care am împărtășit-o cu voi cândva prin decembrie, cei care ați fost atunci aici. Aici este ideea și care nu s-a pierdut deloc. Aici este ideea de colonizare. Știți ce e o colonie? O colonie este un teritoriu cucerit care prin efectul și nu prin efectul, prin acțiunea celor care merg să o colonizeze devine la fel cu teritoriul care o colonizează. Noi de aia ne rugăm, vie împărăția ta cum e în cer, așa și aici pe pământ. Pentru că suntem coloniști. Suntem coloniști. Ei, aici lucrurile am rămas, cam aici am rămas data trecută, introducerea a fost cam lungă, dar nu-i nimic. Suntem pe aceeași pagină, vorba cuiva. Da? Mai sunteți cu mine? Zice altcineva, pe care le știți și voi. Ok, dacă mai sunteți cu mine, atunci hai să mergem un pas mai departe. Totul e bine și e frumos aici. Însă mai este nevoie de un lucru. Dragostea, ca să fie împărtășită, că Domnul asta a vrut. Domnul, am zis, prin om, Domnul își transmitea dragostea și grija spre creație, creația beneficia de ea și creația la rândul ei prin om retransmitea dragostea și mulțumirea și recunoștința înspre Dumnezeu. Dar în cazul omului, omul
era chemat să primească dragoste de la Dumnezeu, să fie, cum am zis, recipientul, primitorul dragostei lui Dumnezeu și s-o dea înapoi. Dumnezeu îl iubea și să-l iubească și pe el. De fapt, când Domnul Iisus Hristos este întrebat care este cea din tâi și cea mai mare poruncă, ce răspunde Domnul? Să iubești pe cine? Pe Domnul Dumnezeu tău. Asta a vrut de la început Dumnezeu. Asta e intenționat de la început. A zis, ok, v-am creat după chipul și asemănarea mea, vreau să mă iubiți. Da? Însă, avem o problemă în situația actuală. Deci aici rețineți, totul era bine, totul era frumos, nu exista dușman. Dușman exista în afară, cred, pentru că de-aia Domnul îi pune la un moment dat să păzească. Să păzească. Da? Și dacă n-ai de la ce sau nu există nimic, niciun pericol, nu trebuie să păzești. Dar la ora asta înăuntru nu este nimic. Însă, pentru a putea alege, deci Adam trebuia să aleagă, da? Dacă îl iubește pe Dumnezeu sau nu. Pentru a alege, ai nevoie de două variante. Corect? Dacă vin și spun, Robert, vreau să-ți dau ceva de băut, alege tu ce vrei, asta e. Nu, dar alege ce vrei. Nu că ar trebui să mai am încă o sticlă cu ceva, cu altceva, ca să poți alege. Când au adus-o pe Eva la Adam, Domnul nu i-a zis, Adam, alege. Cam așa au fost. Ce să alegi? Asta este, aia este. Și cred că foarte bine Domnul. O cu foarte bine. Mai târziu au vrut ei așa, dar era mai târziu. Dar ați înțeles ideea. Ca să poți alege, trebuie să existe cel puțin două variante. Și atunci Domnul pune înaintea lui Adam variantele. Și pentru că el este vocea care vorbește Dumnezeu, singura voce aici, ca Adam să poată alege, Domnul permite încă unei voci să vorbească. Ca să fie două variante. Da? Dar de ce? Odată cu ăsta e un examen pentru Adam, dar odată cu examenul, Domnul îi oferă și posibilitatea de a deveni mai mult ca Dumnezeu. Și mă explic imediat. Ei purtau chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Da? Însă mai exista o problemă. În Geneza, dacă n-avem timp să facem asta, mi-ar plăcea, dar uitați-vă voi și veți găsi mai multe tipuri de viață. Veți găsi plantele, veți găsi viețuitoarele apelor, da? Veți găsi viețuitoarele de pe pământ, veți găsi păsările cerului, sunt toate tipuri de viață diferite. Și apoi apare omul, viața fizică a omului, care este mult mai jos decât viața dumnezeiască. Atenție, am spus data trecută că omul este creat. Da? Omul este creat. Fiul veșnic este născut. Și tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Dar omul e creat. Și Dumnezeu a suflat peste el suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. Însă nu avea viața lui Dumnezeu. Viața lui Dumnezeu este cel mai înalt nivel de viață, este viața necreată, viața care se autosusține, viața veșnică, viața fără început și fără sfârșit. La ora asta Adam nu are această viață. Da? Poate muri la ora asta. Da? Între nivelul de viață al omului și nivelul de viață dumnezeiesc, mai există un nivel de viață care e mai sus un pic decât omul. Care este? Îngerii, da, îngerii. L-ai făcut puțin mai prejos, da? Îngerii sunt între Dumnezeu și om și vocea a doua care vorbește
întruchipată în șarpe, chiar citeam zilele astea, apropo, că au descoperit ceva, că mai de mult existau șerpi care umblau pe picioare. Am citit în ziar undeva sau la citiri. Șarpele acela, care, și cred că ăla era de felul ăsta, pentru că blestemul pune să se trească pe pământ, da? Dar, din nou, nu știm exact cum era, bănuim, dar ăsta nu era doar o creatură fizică, da? Era viață îngerească acolo, nu dumnezeiască, îngerească, da? Însă Domnul zice așa, și în fața lui Adam este pusă și alegerea și în același timp este pusă marea oportunitate. Și Domnul zice, Adam, în grădină sunt doi pomi. Ăsta e pom, da? Ăsta e unul și ăsta e al doilea. În grădină sunt doi pomi. Mulți erau acolo, foarte mulți erau. Să scriu pom? Să-i fac ramuri sau... Acum arată ca ciomag sau... Mă rog, pom, da? Pom, așa. Paula, desenezi tu unul? Da, da. Paula, îi place să deseneze. Îs doi pomi. Îs mulți în grădină. Îs enorm de mulți. Dar îs doi care sunt acolo în mijlocul grădinii, vizibili, și Domnul spune, unul este pomul vieții și celălalt este pomul cunoștinței binelui și răului. Și Domnul spune, poți să mănânci din câți pomi din grădină? Toți. Deci pomul vieții este inclus, da? Poți să mănânci din pomul vieții. Este chiar indicat. Dar din ăsta să nu mănânci. Unul singur e așezat deoparte. Acum, pomul vieții. Ce înseamnă asta? În roadele acestui pom era viața. Nu viața pe care Adam o avea deja, ci era în chip accesibil viața dumnezeiască. Viața de nivelul 7, dacă vreți, dacă l-ați fi numărat, ați văzut că e 7, viața dumnezeiască. Era viața dumnezeiască în chip, în mod accesibil. Dacă Adam, așa cum Domnul i-a spus să mănânce din el, ar fi mâncat din el, știți ce s-ar fi întâmplat? Da, clar. Ar fi accesat viața dumnezeiască. Prima voce, vocea Domnului spune, mănâncă de aici. De aici să mănânci. Dar Domnul permite cele de-a doua voci să vorbească și a doua voce, care este șarpele, da? Șarpele spune, no. Dacă ar fi mâncat de aici, din pomul vieții, ar fi cunoscut binele suprem. Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos este adresat și îi se spune, bunule învățător, știți ce răspunde El? Bun este unul singur, Dumnezeu. Omul ar fi accesat binele. Și întrebarea este, ar fi avut nevoie să cunoască răul? La sfârșit nu va mai fi. Nu va mai fi. Dar șarpele vine și spune, sigur, vrea să fie dictator. Dumnezeu nu-i bun, pentru că nu te lasă să știi totul. Dumnezeu îți ascunde ceva. A pus un semn între... Oare? A pus un semn între natura lui Dumnezeu însuși. Îți ascunde. Nu e așa bun cum zice El. Nu te lasă să mănânci și din ăsta să știi și ce este aici. Nu te lasă. Și Domnul zice, Adam, ești la mijloc. Alege. De cine vrei să asculți? Domnul spune, mănâncă din pomul vieții, primești viața. Este o imagine că am auzit că unora nu le place, dar pentru mine este sugestivă aici.
iarnă purtăm mănuși. Mănușa are forma mâinii mele. Are un fel de viață a ei, că la un moment dat se rupe, se strică, se duce, da? Dar o mănușă pe care o las pe masă acasă și nu pun mâna pe ea, nu se întâmplă nimic cu ea. Da? Când primește sau când pare că este vie sau când are viață în ea, atunci când intră mâna în mănușă, când esența, ceea ce înăuntru, intră în mănușă. Dacă Adam ar fi mâncat, chipul lui Dumnezeu ar fi mâncat din pomul vieții, viața dumnezeiască ar fi venit. Și ar fi fost ceea ce Dumnezeu a intenționat de la început și ceea ce, de fapt, după aia El însuși a venit să aducă. Ar fi primit natura lui Dumnezeu, nu numai chipul Lui. Mă urmăriți? Da? Suntem aici și un moment foarte tensionat. Adam este pus să aleagă. Și din păcate, Adam ascultă de cine nu trebuie și Adam alege pomul cunoștinței binelui și răului. Șarpele îl minte. Șarpele îi spune, dacă vei mânca din pomul ăsta, apropo, n-a fost măr, dacă vei mânca din pomul ăsta, atunci vei fi ca Dumnezeu. Era adevărat lucrul ăsta? Nu. Adam era deja ca Dumnezeu, purta chipul lui Dumnezeu, ar fi fost chiar în totalitate dacă mânca din ăsta la alt. Dar el este mincinos și tatăl minciunii și de la început minte. Adam a crezut minciuna și Adam a ascultat de șarpe. Și atunci totul s-a schimbat. Totul s-a schimbat. Și în primul rând, știți ce s-a schimbat? Scriptura spune la un moment dat că fiecare este robul celui de care ascultă. Adam, din fiu creat al lui Dumnezeu, Adam devine robul celui rău. Și următorul lucru este faptul că gândul lui, sentimentele lui, voința lui, sunt ale șarpelui acum. Nu mai sunt ale lui Dumnezeu. Nu mai gândește gândurile lui Dumnezeu. Nu îi mai bate inima pentru Dumnezeu. Nu îl mai iubește pe Dumnezeu. Nu mai voiește ce vrea Dumnezeu. Omul alege independența de Dumnezeu. Asta a fost marea problemă. Alege să nu mai trăiască cum îi spune Dumnezeu, să nu mai facă ce îi spune Dumnezeu, ci alege să cunoască binele și să cunoască răul și prin forțele proprii să se străduiască să facă binele și tot prin forțele proprii să se străduiască să evite răul. Și, dragii mei, oameni buni, fraților, cum vreți voi, asta e esența religiei de atunci încoace și acum. Omul s-a cățărat în pomul ăsta și singur, fără Dumnezeu, vrea să facă binele și vrea să evite răul. Independența de Dumnezeu. Adam devine ca cel de care ascultă. Adam devine ca șarpele. Mintea lui se strică, sentimentele lui se strică, frumosul suflet pe care îl are aici, dorințele după voia lui Dumnezeu, voia după voia lui Dumnezeu, plăcutul sine al lui, care e voia lui Dumnezeu acolo, care simte și care gândește ceea ce vrea Dumnezeu, se strică și devine eu.
Aici este începutul egoismului, pentru că el este marele egoist. El, Satan, a zis, mă voi sui, voi fi ca Dumnezeu, mă voi înălța, pune scaunul de Dumnezeu mai sus de scaunul lui Dumnezeu. Și de aia a picat, datorită egoismului, datorită eului. Și Adam, acum, din ceea ce a fost frumos creat de Dumnezeu, începe să se strice și să se urățească. La un moment dat, Biblia spune și Pavel, Apostolul Pavel spune, după cum toți mor în Adam, la fel toți înviază în Hristos. Știți cum a murit în Adam? Știți cum a murit Adam? Omul este format din Duh, suflet și trup. Da? 1 Corinteni 5:23 și Duhul vostru, sufletul vostru, trupul vostru să fie păzite întregi la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Domnul i-a spus lui Adam, în ziua în care vei mânca din acest pom, ce se va întâmpla? Vei muri. Ok. O murit Adam fizic? Nu. Ce-a murit acolo? Duhul a murit în sensul că legătura cu Dumnezeu s-a întrerupt. Legătura cu Dumnezeu s-a întrerupt. Ce s-a întâmplat la nivel de suflet? La nivel de suflet a început un proces de degradare. Și de unde până atunci era diferit, acum a început să fie egoist. Acum a început să urască. Acum a început să se mânie. Uitați-vă mai târziu la Cain și Abel, uitați-vă la ce a urmat mai târziu. Ce crime, ce ucideri, ce lucruri au urmat mai târziu. De aici lucrurile au început să meargă în jos, da? Ce s-a întâmplat la nivel de trup? În momentul acela, nimic. Decât faptul că s-a instalat ceea ce noi numim procesul de îmbătrânire. Da? Și în cele din urmă, câți ani a avut Adam când a murit? Pe la 930, pe acolo, pe undeva, s-a dus fizic. Da? Am avut o discuție, asta așa ca să deconectăm puțin lucrurile, am avut o discuție cu niște oameni interesanți ei nu credeau, zic, ce suflet, ce duh, domnule, astea sunt sinonime pentru aceeași, știți ce scrie Scriptura? Și atunci am venit cu chestia asta și zic, wow, dar zic, știi, care e explicația noastră? O zis, explicația noastră este că la Domnul 1000 de ani e ca o zi. Și o zi e ca 1000 de ani. Deci, Adam a murit în ziua aia. La 930 de ani a murit în ziua aia, că doar prima zi a fost 1000 de ani, nu? Și a zis, wow, am aflat și eu ceva, că n-am auzit așa ceva până acum. Anyway, oricum, da? Ați înțeles ideea? La nașterea din nou, fiindcă toți suntem aici, la nașterea din nou se întâmplă exact invers. Da? Invers, adică tot așa, dar Duhul este cel care învie. Da? Care înviază. Și nu poți, la nivel de Duh, nu poți fi mai mântuit cu 10 ani după ce ai fost născut din nou decât atunci, pentru că Duhul este pur și simplu viu. Da? Și nu poate fi mai viu sau mai puțin viu. E viu. E în legătură cu Dumnezeu, e viu. La nivel de suflet, aici începe procesul invers decât acolo. Și aici, nu e așa? Cornel, Dorina, aici e cel mai mult de lucru. Aici. La nivel de suflet. Și la nivel de trup, ce se întâmplă? Ca și aici. Nimic. Când ești născut din nou. Îmbătrânirea continuă, însă nu murim la 930, ci în cele din urmă vom avea trupuri noi, da? Transformate, duhovnicești și vom trăi veșnicia cu Domnul. Amin?
ok, Adam e aici, pe partea nepotrivită în acest proces. El nu ascultă de Dumnezeu și ia chipul și asemănarea celui rău. Și nu mai stăpânește el, atenție, nu mai stăpânește el peste creație, ci creația stăpânește peste el. Pentru că știți ce? În cădere, Adam nu s-a dus singur. Știți ce a mai luat cu el? Nu uitați, Domnul a făcut stăpân peste creație. Și atunci când a neascultat, atunci când a pășit greșit, atunci când a călcat rău, atunci cu Adam împreună în căderea a mers întreaga creație. Și au început spini și mărăcini să crească și pământul a început să nu mai funcționeze cum a funcționat și lucrurile au început să fie altfel. Și astăzi încă creația stăpânește peste om cu putere. Dacă nu credeți că e așa, vă spun doar câteva chestii. Sucul de prună, sucul de strugure, frunzele de tutun, cocaina, heroina, ierburile. Da sau nu? Da sau ba? Să nu mergem și la altele. Nu mai stăpânește omul, Adam, peste creație, ci creația stăpânește peste el. Nu-i ce trebuia să fie. Nu-i ce trebuia să fie. Este total diferit. Este total diferit. Și suntem aici, suntem aici, în Genesa 3, unde lucrurile nu mai merg în direcția aceasta, lucrurile vin undeva mult mai jos, da? Pe un nivel mult mai jos, și aici deja este păcatul prezent, și aici este moartea prezentă, da? Și toate celelalte lucruri care vin cu ele. Deschideți, dacă vreți, împreună cu mine la la Geneza 6, ca să vedem ce și cum. Atenție! Până ajungem acolo, un lucru. De fapt, întrebare pentru voi. Pomul cunoștinței binelui și răului era un pom rău sau era un pom bun? Păi Domnul s-a uitat la toată creația lui, da? Și care a fost concluzia? Iată că toate sunt foarte bune, zice la ultima concluzie. Pomul cunoștinței binelui și răului era deja în grădină? Eu cred că da. Deci nu pomul a fost rău, ci a mânca din el când ți s-a spus să nu o faci. A mânca din el când ți s-a spus să nu o faci. Atenție! Sunt multe lucruri care par omului bune, dar la urmă duc la moarte. Atenție! Atenție mare aici! Și atenție la pomul acesta, pentru că când, după ce mâncăm din el, crezând că noi știm și noi facem, nu-i de bine. Și astăzi, din păcate, vin oamenii la Domnul și știți ce se întâmplă de multe ori? De foarte multe ori. Iau o mușcătură din pomul vieții, viața Domnului. Wow, ce bine! Și apoi frații au grijă, noi avem grijă să-i cățărăm imediat în pomul cunoștinței binelui și răului. No, acum, du-te și învață ce ai voie să faci și învață ce n-ai voie să faci. Străduiește-te să faci binele și străduiește-te să nu faci rău. Contraziceți-mă. Și foarte mulți, și astăzi, trăiesc și trăim în pomul cunoștinței binelui și răului. Cățărați în el, în ramurile pe care nu le-am făcut acolo, și ne hrănim de acolo. Ia uitați-vă unde l-a dus pe om, cunoștința binelui și răului. Auziți, Geneza 6, capitolul, versetul 5, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate, atenție, toate, nu parte, toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.
Numai spre rău. Unde-i binele? Unde-i binele? Mi-e place foarte mult cei care citiți engleză The Message, și că sunt obișnuiți sau nu, The Message spune așa: people thought evil, au gândeau rău, imagined evil, își imaginau rău. Evil, evil, evil from morning to night. Rău, rău, rău de dimineața până seara. Și versetul 11 zice: pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Altfel spus, armonia, șalomul s-au făcut țăndări-țăndări. Orice făptură stricase calea pe pământ. Și atunci Dumnezeu nu este sfârșit, oricare făptură este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc și așa mai departe. Au umplut pământul de silnicie, era doar rău, doar rău, doar rău. Asta a fost rezultatul mâncării din pomul cunoștinței binelui și răului și n-avea cum să fie altfel, pentru că tot ce a fost dumnezeiesc a dispărut aici. Tot ce a fost dumnezeiesc n-a mai existat. Și ce s-a întâmplat atunci? Domnul acționează din nou în dragoste. Din nou acționează în dragoste. Îl dă afară din grădină pe om, îl dă afară din grădină, pune heruvim cu sabia învăpăiată la poarta grădinii, pentru ca, zice, nu cumva omul să meargă și omul să mănânce și din pomul vieții și să trăiască veșnic. Vedeți dragostea lui Dumnezeu? Dacă în starea aceea omul ar fi mâncat din pomul vieții, omul ar fi trebuit să trăiască veșnic păcătos, în starea căzută. Dar Domnul blochează accesul la pomul vieții, zice, nu, 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 ții destul, ții destul ce ești și cum ești, las că rezolvăm, dar nu te duci acolo. Și știți ce mai face Domnul? Imediat după aceea anunță continuarea planului și anunță venirea răscumpărării. Și aici, dacă ar fi examen, aș da un punct, cel puțin la examen, pentru cine răspunde corect la această întrebare. Da? Pentru cine răspunde corect la această întrebare. Cui a anunțat Domnul venirea răscumpărării? Da. Cine a zis? E tot din zona Suceava. Zona Suceava, din păcate, e saturată, cel puțin o zonă acolo e saturată cu învățătura asta și mă opresc aici la a mai zice ceva. Da, șarpelui spune, șarpelui spune despre venirea celui care el îi va înțepa călcâiul, dar cel ce vine, Mesia, îi va strobi capul. Șarpelui. Și să nu crezi că asta e, să nu crezi că s-a sfârșit, să nu crezi că ai câștigat. Asta se va întâmpla. Slăviți să fie Domnul. Domnul își continuă planul. Domnul își continuă planul. Și cu ajutorul Dumnezeu, când va fi o dată viitoare, vom vorbi și vom trece cât de scurt vom putea prin Vechiul Testament și vom vedea că Dumnezeu nu s-a oprit aici. Vom vedea că în Vechiul Testament Dumnezeu din nou își ia un om, din nou vrea un popor, din nou încearcă să, omenește vorbind, să-și creeze împărăția pe pământ. Pentru că, atenție, aici, scuzați, am zis de 1000 de ori atenție în seara asta, dar băgați de seamă, ce s-a întâmplat cu împărăția de aici? Nu știm cum să zicem, nu? A dispărut, n-a mai fost, n-a mai... Păi ce nu mai avea? Nu mai avea popor. Nu mai avea popor. Și apoi s-a încheiat și cu teritoriul. Că a venit potopul și s-a încheiat și cu teritoriul. Nu mai era. Domnul a pus-o on hold, cum se zice, pe stand-by, în așteptare, dar n-a renunțat. Planul veșnic, spuneam data trecută, planul veșnic al Domnului se duce la îndeplinire.
că e cu Adam, că e cu Avram, dar se duce la îndeplinire. Și dacă vom avea timp data viitoare, cu ajutorul Dumnezeu, am să vă mai dau o temă. Mergeți în primele capitole din Numeri. Da, nu-i totul la oaltă. În primele capitole din Numeri veți găsi așezarea taberei lui Israel. Să vedeți cum sunt și să vedeți cum e așezată. Și pentru mine a fost relevant lucrul acesta. Când le-am pus pe hârtie și am pus numere, triburi, numere și așezarea leviților în jurul cortului și așezarea preoților și cum avea fiecare rolul lui și știți ce era acolo? În miniatură era posibilă împărăția lui Dumnezeu. Chiar și el era în mijlocul lor. El locuia în mijlocul, în cort, întâlnirii în mijlocul lor. Dar ceva lipsea. Și discutăm data viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu.